Am venit la calorifer. Ia uitați. 94 de grade. Și sunt două calorifere mari. N-am fost atenți la aerul, la cenușar și ia uitați la cât a ajuns temperatura, a sărit de 100 de grade. Sova cu registru și serpentina. Temperatura pe termomanometru. Aici de la pompă intră în registru, aici este ieșirea din registru și are două serpentine de cupru de 15 care intră acolo și avem ieșirea la serpentine aici. Aici avem termomanometru. Avem 9 calorifere, am luat un termometru de contact să vă arăt și temperatura, pentru că mulți poate ziceți că am închis caloriferele, ia uitați. 93 de grade pe calorifer, 93 de grade. Alt calorifer, punem termometrul, 87 de grade. Al calorifer la un metru și ceva, măsurăm temperatura, e mult mai departe de sobă, sunt undeva la 15 metri, în linie dreaptă poate 17-18 metri pe coloană, deci 86 de grade. Ultimul calorifer e cel mai departe, avem doar 65 de grade pe ăsta, e la cea mai mare distanță, metri, ia uitați, 90 de grade pe acest calorifer de 60 de centimetri. Aici avem boilerul termoelectric cu serpentină care este conectat aici de la soba care ați văzut-o. Merg țevile aici într-un beci, uitați, și ne face apă fiartă gratis. Din moment ce facem focul de toamna până primăvara, avem apă fiartă la o temperatură foarte mare, iar vara, când nu mai folosim soba, închidem acești doi robinet și îl folosim pe energie electrică. Dar din luna septembrie până în luna aprilie, fără niciun fel de curent electric, strict de la sobă. N-am fost atenți la aerul, la cenușar și ia uitați la cât a ajuns temperatura, a sărit de 100 de grade.